Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Scorpion 2020 Ar trebui să te aștepți la un an pozitiv plin de noroc, deoarece astrele promit o trambulină pentru realizarea potențialului creativ în toate domeniile. Cariera în 2020 va urca cu ușurință dealul, creativitatea va atinge cot în alte, Iubirea va înflori în roz, rudele vor avea nevoie de ajutor, în lunile de vară, este periculos să joci, riscul pierderilor male este ridicat, începutul noului an 2020 te va obliga să te concentrezi pe rezolvarea problemelor financiare, apropo, nu neapărat ale tale, și să clarifici relațiile cu ceilalți. În mod surprinzător, dialogul intens cu semne ușoare de scandal îți va oferi plăcere pentru că tu ești obitoare de dreptate, după ce te vei fi revigorat într-un mod atât de neașteptat, la sfârșitul lunii ianuarie, vei începe cel mai probabil să lucrezi cu îndârjire la ceva mult așteptat, călătorii, întâlniri și noi cunoștințe, precum și petreceri inspirate te așteaptă. În prima jumătate a anului, începând cu luna ianuarie, pasiunea pentru muncă va scădea puțin gradul de implicare în viața personală. Dar până la începutul primăverii activitatea de muncă va încetini și te vei putea întoarce cu ușurință la povestea relației cu partenerul. Dacă ești o pisică adultă care colindă singură, vei găsi în sfârșit o pereche. Cu toate acestea, indiferent cât de încântătoare este noua relație, încearcă să nu te gândești la nuntă. Dacă vei începe să forțeze evenimentele, Riști să speri motanul adorat și să pierzi șansa unei relații pe termen lung. În a doua jumătate a anului șobolanului de metal, familia va ieși pe primul plan. Aceste lucruri nu numai că te va încânta, ci și-o poate spori ca număr. Rudele mai în vârstă vor da cele mai mari probleme, nu vor să facă nici măcar cele mai mici concesii. Răspunde la încăpățânarea lor cu atenție sporită, și contactul comun va fi găsit. La începutul verii merită limitat efortul fizic, dar nu excesul de muncă la lucru. Astfel îți vei putea permite câteva prăjituri în plus, caloriile suplimentare vor arde fără urmă. La începutul lunii decembrie, te vei plictisi brusc. Aceste lucruri te poate împinge spre aventură. Nu pot spune că acest angajament va fi nereușit, dar este puțin probabil să obții satisfacție din rezultatele obținute. Cea mai bună cale de a ieși din situație va fi studiul. Chiar dacă ești multe dincolo de obținerea de noi diplome, acesta va contribui la diversificarea vieții și la îmbunătățirea stării de bine. Afacerile cu inima se vor bucura de stabilitate, iar copiii de independență. Dacă ai visat multă timp un animal de companie, dar ți-a fost frică să-ți pui în aplicare planurile tale, îndrăznește să-ți faci un prieten adevărat care te va răsplăti cu dragoste și devotament. Dragostea pentru Scorpion în anul 2020, în general, pe frontul dragostei, anul pare să fie destul de armonios. Stelele îți vor oferi o așteptare plină de bucurie, poate vei rămâne însărcinată sau vei decide cu soțul tău să aveți copii, despre care visezi de multă timp. Oricum, Vei gândi multe la maternitate și în culori foarte colorate și pozitive, chiar dacă ai fost anterior un copil fără copii, fundalul tău emoțional va fi mult mai cald și mai calm decât anul trecut, când a trebuit să risipești multă putere mentală. Dacă ești din cele la oferte și ai rămas pe raft până în 2020, sau tocmai ai terminat o relație foarte dificilă și dureroasă pentru tine. Poți fi deloc preocupată de noile romane, la toate încercările noilor reprezentanței sexului opus de a avea grijă de tine, vei reacționa atât de puternic și negativ încât vei descuraja rapid orice vânătoare și orice încercare de a te aborda. Cu toate acestea, dacă unul dintre foștii tăi prieteni începe să se îngrijească de tine, cel care nu a putut ajunge la timp, are șansa de a-ți lumina singurătatea sau poate chiar să-ți câștige inima. Dacă ai deja o familie, în acest an tu și soțul tău ar trebui să petreceți mai mult timp unul cu altul. Aceste lucru este valabil mai ales dacă l-ai întâlnit anul trecut pe cel drag. Acum ai în față o etapă dificilă de a-ți distruge personajul, aura și corpul tău eteric în interacțiune activă unul cu celălalt. Pentru a-ți întări dragostea, poți încerca să dezvolți abilitatea de a comunica non-verbal, de exemplu, să învățați să terminați expresii unul pentru altul. Această perioadă este foarte importantă într-o relație de dragoste, necesită pace și liniște. Nu interfera cu viața personală a prietenilor activi și insistenți care se vor lupta pentru a te invita să vizitezi sau să călătoriți împreună. Cariera și banii pentru Scorpion în anul 2020 Cheltuielile din 2020 riscă să fie mai mari, dar vor exista totuși perioade în care situația financiară va fi inexprimabil plăcută. Veniturile financiare mari pot fi așteptate în aprilie, septembrie și decembrie. Cu siguranță, stelele îți vor oferi o nouă modalitate de a completa bugetul în a doua jumătate a lunii ianuarie. Acceptă oferta pe care o primești în această perioadă. Această perioadă pe astrograma ta va fi gestionată de aspectul planetelor care prevede încheierea de contracte în termeni favorabili pentru tine. Pierderile minore ale banilor sunt probabile în luna mai. Dacă vei deveni mai degrabă visătoare decât practică, vei plăti accidental mai multe decât ai nevoie. Poți uita să schimbi un lucru sau să nu cumperi produsul pentru care ai mers la magazin. Un astfel de comportament nu este tipic pentru tine, din fericire, această perioadă ciudată este puțin probabil să dureze mai multă de o lună, fi deosebită de atentă în ceea ce privește costurile în ultima săptămână din luna mai, de la sfârșitul lunii mai până la sfârșitul lunii august te așteaptă participarea la un proiect profitabil care nu are legătura cu locul principal de muncă. Prietenii te vor ajuta să ajungi la responsabilul de proiect și acest lucru va fi cel mai probabil întâmplător. Toamna este un moment de cheltuieli în numele întâlnirilor în forțe și a oamenilor potriviți. Făți rezerve de bani pentru a ajunge la evenimentele relevante. În a doua jumătate a lunii septembrie, dacă este necesar, actualizează-ți roba și vizitează un stilist tot ce vei cheltui în această perioadă pentru aspectul tău va fi ulterior rambursată de 100 de ori. Astfel, în a doua jumătate a lunii octombrie, este probabil să apară un sponsor care poate face o mare investiție în dezvoltarea afacerii sau carierei tale. În noiembrie, va fi înțelept să începi să înveți ceva nou. În acel moment, o sumă mare de bani poate fi colectată în contul tău, astfel încât vei putea să plătești cursuri de perfecționare sau să participi la o serie de ateliere profesionale. Viața de familie pentru Scorpion în anul 2020 ascultă frecvent opinia sufletului tău și caută un compromis. Dacă te-ai născut în prima decadă a semnului, respectiv între 23 octombrie și 1 noiembrie, familia are nevoie de îngrijirea ta și doar în prezența ta, mai ales copiii vor putea să crească și să se dezvolte viguros. Nu este nevoie să petreci tot timpul la întâlniri și la muncă, te așteaptă cei de acasă. Conflictele de familie se vor rezolva pașnic, mai ales cu o glumă aruncată la momentul potrivit. Casa va fi fericită și vei avea puterii noi pentru a rezolva problemele de la locul de muncă. Dacă te-ai născut în a doua decadă a semnului, respectiv între 2 și 11 noiembrie domnește unde vrei tu, dar acasă scoate coroana, treci la afacerile casnice de rutină, angajează-te în renoirea casei și sentimentelor, adu energie nouă în casa ta, grijă față de cei dragi, gătește mese regale, cel ales va aprecia preocupările și eforturile tale, o nouă lună de miere te așteaptă, iar noile tale eforturi vor aduce probabil o aprovizionare în familie. Dacă te-ai născut în a treia decadă a semnului, respectiv între 12 și 21 noiembrie, îți place și știi cum să te relaxezi, așa că uită de lucru, de concurenți, de tranzacții, de asistență și de furnizarea de echipamente noi, mergi într-o țară exotică cu a doua jumătate, apoi cu o nouă forță și o bună dispoziție poți muta munții, nu uita de rudele mai în vârstă, Organizează-l excursii la un sanatoriu, în diverse locuri cu încărcătură spirituală. Sănătatea pentru scorpion în anul 2020 Supraalimentarea și munca excesivă, plus o lene situată pe canapea, îți vor aduce o grindină de probleme de sănătate. Dacă te-ai născut în prima decadă a semnului, respectiv între 23 octombrie și 1 noiembrie, ești obișnuită să nu accepti nimic și să argumentezi, iar acum există o problemă în jurul taliei și șoldurilor. În loc să cumperi Adidas pentru o alergare pe care sper să o practici în viitorul nedefinit sub orizont, fă efortul simplu de a introduce în dieta ta carna dietetică de soia, produsele lactate degresate, ambalează grătarul și uită unde l-ai pus. Înlocuiește băuturile carbogazoase cu apă plată. Pentru a-ți îmbunătăți starea de spirit, schimbă-ți imaginea. Dacă te-ai născut în a doua decadă a semnului, respectiv între 2 și 11 noiembrie, nu există probleme speciale în ceea ce privește sănătatea, dar înscrie-te la un medic dentist, din cauza careilor poate suferi întregul tract gastrointestinal, nu te supraîncărca, ai grijă de sistemele nervos și cardiovascular. În caz de supra-solicitare, ia urgent o vacanță sau înscrie-te la clase de aerobic acvatic, apa va spăla toate adaosurile negative, iar mișcarea activă în apă va întări mușchii și inima, toate acestea îți vor da o stare bună. Dacă te-ai născut în a treia decadă a semnului, respectiv între 12 și 21 noiembrie, afecțiunile și starea de spirit proastă sunt asociate cu dificultăți financiare. Găsește modalității de a elimina negativul acumulat. La urma urmei, problemele materiale sunt rezolvate, iar sănătatea poate fi subminată. Pentru a întări sistemul nervos, treci printr-un curs de masaj sau aromoterapie, de aceea în liniștitoare, fă cel puțin o oră de plimbare pe jos. Ține aprins un șemineu sau lumânări, focul îți va oferi relaxare și energizare petrece mai multă timp cu copiii, chiar dacă nu sunt aici, vei fi infectată cu voioșia, distracția și optimismul lor, și asta este ceea ce ai nevoie. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!